Pandurii a câștigat partida din deplasare cu Viitorul, scor 3-1. Elevii lui Edi Iordănescu au deschis scorul prin Ioan Hora, care a ajuns astfel la 13 reușite în acest sezon. Adrian Ropotan a marcat și el primul gol de când a ajuns la Târgu Jiu. Pandurii se află pe locul 3 după acest meci și are asigurată prezența în cupele europene. Chiar dacă nu erau văzuți ca favoriți în partida cu Viitorul, Pandurii au reușit să producă surpriza și să câștige pe terenul echipei lui Gică Hagi. Iordănescu a ținut să-și felicite jucătorii la finalul partidei. O să încep în a felicita băieții pentru disponibilitatea la efort, pentru sacrificiu, pentru faptul că am reușit pe parcursul meciului să redresăm ce nu era în regulă, pentru că în prima repriză au fost foarte multe lucruri care nu au fost în regulă. Am pregătit jocul în detaliu și știam la ce să ne așteptăm, mai ales că am întâlnit Viitorul și în tur și le știm foarte bine structura de joc, modificările care și le fac în dinamică, mobilitatea care o au în joc și nu am interpretat cum trebuie și asta m-a nemulțumit în prima repriză și ne-a pus în poziția în care, sigur, întâlnind o echipă creativă și proactivă, echipă pozitivă care își propune să joace, să aibă inițiativa, să aibă posesia. Iordănescu nu a uitat de problemele financiare de la echipă. Fac apel la acționarul principal, până la urmă fondatorul acestui club și cel care a susținut acest proiect, să ne acorde mai multă atenție și să aibă o poziție clară în ceea ce ne privește, pentru că e foarte greu să lucrăm în condițiile în care nu știi ce se va întâmpla. Pandurii face performanță pentru că e în primele cele mai bune 6 echipe ale României, face performanță pentru că este pentru a doua oară în istorie într-o cupă europeană, cu puține șanse și sigur multă muncă putem să ajungem poate chiar în Champions League, ținând cont de faptul că merg 2 echipe. Pandurii a terminat sezonul regulat pe locul 3 și și-a asigurat prezența în cupele europene.